Bună tuturor! La soare mă pot uita, dar la mine aici... Ba, începe weekendul prelungit. Astăzi este joi și ne îndreptăm către eveniment. Mă îndrept către Dubița Misterelor. Să vedem dacă totul este pregătit acolo, ca să ne putem urca să plecăm către evenimentul din această seară. Mergem către Pisculeț. În această seară o să fie un eveniment la cort, dar m-am gândit să vă iau și acolo să vedeți de fapt cum este un eveniment și la cort. Am ajuns. Așteptăm să se monteze băieții și să putem începe petrecerea. Imediat vă duc acum să-mi vedeți băieți. Sare băieți! Așa, salutați! Ia uite așa ce drăguț este aici. Doamnă, faceți cu mâna că vă pun pe YouTube, așa, pe vlog. Faceți cu mâna. Avem o fetiță astăzi, să știți. E tare drăguț aici. Oamenii sunt tare amabili și abia așteptăm să ne petrecem. Din suflet să fim alături de dumneavoastră și cel mai important de sărbătorita noastră. Un sincer și un călduros la mulți ani. Lume dragă, lume bună, suntem împreună, ia ne punem băut, și pe juca și pe tecut, ca și mine. Și tăticuie cu noi, nu dăm un pas înapoi. Și tăticuie cu noi, nu dăm un pas înapoi. Spune, uite, stai să spun ce pe vlog. Deci, tata lui Puiu i-a lăsat pământ, o baracă și un WC. O baracă e de lemn. Ce baracă, magazinul ăla? Magazia de lemn. Ia spune-mi. Salutare. Good morning! Să știți că așa mă trezesc eu dimineața, așa, aranjată, frumos și cătare. Nu, doar că nu am vrut să mă filmez pentru că eram tare, tare obosită. Așa că m-am aranjat puțin, m-am machiat și m-am coafat tot eu, pentru că nu am avut timp să merg la salon și sunt gata de evenimentul de astăzi. Ținuta, o să vă arăt mai târziu exact cum arată rochița asta tare frumoasă. Este de pe Bogas, dacă vă întrebați. Mi-am dus bagajele în Dubița Misterelor, pentru că o să rămânem cazați până duminică. Și suntem pregătiți. Vă iau cu mine să vă arăt Dubița, da? Pentru că este arhiplină. Ia uitați, așa arată. Și acum plecăm. Șoferul de astăzi, am o cașcă și am floricica asta în piept. Am ajuns și la evenimentul din această seară, ținuta pe care o am. Rochițe tare, tare bine. În acest weekend, sincer să vă spun, au fost și vor fi câteva evenimente în locuri care nu prea sunt favorabile de a filma. Dar ce treabă am eu cu pretenția omului? Unde dorește omul să facă evenimentul, nu? Ne conformăm, drăguțel, spunem și vă arăt exact locația și vă țin cu mine și în această seară. Puiul pleacă cu voi!
plecat seara, se strânge totul. Am pornit către hotel, prieten. Să aveți o seară liniștită sau o zi, depinde cum vom vedea acest video. Ne vedem mâine, la nuntă. Bună dimineața, mergem la nuntă. Sunt pregătită. Ținuta. Și plecăm către mirii noștri. Am acolo și bagajele. Pa, da, le iau. Plecăm. Am ajuns la nuntă. Ne montăm. Începem pentru. S-a întâmplat o divergență. Dar nu e problemă, că... Dar nu se vede. Să știți că e atât de cald aici, la această nuntă. Deci, doamne, 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 pustietate. Oricum, toată lumea a plecat după domnii Naș cu plocoane. A, vin băieții, ia uitați. Băieți. A venit Alaiu cu nunta. L-am așteptat. Și acum o să începem tradițiile. Să-ți mai ajun, firicele. M-am aranjat. Ce părere aveți? Cum așa de? Gata, mergem către restaurant să putem începe petrecerea. Cum ajung acolo? Cum vă relocația? Am ajuns la local, la nunta din această seară. Avem o nuntă destul de mare, 700 de persoane, te-am înțeles eu. Ținuta mea. Filip, te rog să arăți întreaga ținută, da? Și mergem să vă arăt localul. Haideți! Decorul. Din nou decorul. Și acum a spus o multă tare, faină și mare. Și o rimă unicată, ca să asculte lumea toată. Ușor se apropie toamna, cu nepoata Loredana, verde foica lămâița, astă seara la Plenița, și am zis verde de cicoare, invitatul de onoare, frunzuliță Viorea, ăsta e Emil Beștea. Aie, moșu! Mă pupăm și ne-am mai târziu.
terminat. Puiul. Filip. Goodbye. Nu merge, bă, că nu e de păr, bă, frate. Vezi, poate o las de jos unde te pără câinii.